ambasada Germaniei la București, devenind organizator al proiectului 1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană, ce se sărbătorește la nivel național în Germania în acest an. Comunitatea evreiască din Germania este una numeroasă astăzi, cu aproximativ 130.000 de membri, a treia din Europa ca mărime și cea mai veche vorbitoare de limba idiș, cu prima atestare documentare în anul 321, la Colon, actualul Köln. În mersul timpului, comunitatea s-a asimilat rădăcinilor germane prin obligație legală de a vorbi limba germană, fapt ce a condus la construirea unor legături adânci, complexe și indestructibile de mare influență culturală în istoria Germaniei. Un adevărat mozaic în care sunt cuprinse spiritul și valorile perene ale umanității. În cadrul acestui proiect, desfășurat pe parcursul întregului an, în patru sesiuni, de tip webinar, pentru elevi, studenți, profesori și publicul larg, ne vom întâlni cu istoria, cultura și sufletul evreiesc, în limbile idiș, ladino și dialecte. Vom parcurge trecutul ca pe o lecție pe care suntem cu toții datori a o urma. Proiectul fiind un răspuns necesar la curentele antisemite și intoleranțe care s-au reactivat recent la nivel mondial din lipsa de educație, din necunoașterea istoriei și din teamă de necunoscut. Complexul educațional Laudereut este singura școală evreiască din România, înființată prin generozitatea ambasadorului Ronald S. Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, după zeci de ani de sumbru regim totalitar ce a interzis practicarea educației iudaice. Astăzi, la un sfert de secol de la redeschiderea sa, școala Laudereut este matcă de formare a generațiilor de tineri evrei și neevrei deopotrivă, în spiritul toleranței și multiculturalității, prin învățarea limbii ebraice, a istoriei, culturii și a tradițiilor pentru celebrarea civilizației iudaice. Educația este astfel calea deschisă și singură pentru un viitor mai bun, dar care vine cu asumarea trecutului. Iar când ne gândim la viitor, nu putem să uităm înțeleptele vorbe. Cum arată astăzi educația, așa va arăta mâine țara și chiar lumea. Așadar, vă invit acum la o călătorie de-a lungul a 1700 de ani, prin istorie, cultură, artă, muzică, teatru, literatură, în patru sesiuni online, ce vă oferă ocazia de a vedea, cunoaște și interacționa cu personalități ale diplomației, istoriei, culturii, artei, muzicii, multipli voci pentru un singur cel, cunoașterea. Este un dar, o abilitate, însă dorința de a învăța, de a afla, este o alegere de care mă bucur să văd că atât de mulți tineri dau dovadă, fiind prezenți azi alături de noi, elevi,
studenți și profesori din România, Israel, Germania și Argentina, la care se adaugă publicul larg către care ajunge transmisiunea realizată cu sprijinul televiziunii română și a partenerilor media, Adevărul, revista Istoria, Radio România Actualități, Spot Media și Media 1. Este o mare realizare să vă familiarizați cu o istorie unică de sute de ani a unui neam aparte cu o mare contribuție la societate și cultura la nivel internațional, având în vizor ca studiu de caz regiunea Germaniei. Ai carte, ai parte, nu e doar un dicton, ci îndemnul de a investi în educație, fapt pentru care aduc alese aprecieri și recunoștință profundă tuturor personalităților care au înțeles importanța acestui proiect și sunt alături de noi, aici în studioul Laudereut, sau online, din depărtare, cu dedicare și entuziasm. Domnul Bogdan Gheorgheu, ministru al Culturii Instituției, sub care patronaj a fost inclus proiectul nostru, Dr. Felix Klein, comisarul Guvernului Federal pentru Viața Evreiască din Germania și lupta împotriva antisemitismului, Excelența sa Cord Meyer Claude, ambasadorul Germaniei în România și echipa diplomatică din București, Excelența sa Emil Horozianu, ambasadorul României în Germania, membru al Laudereut Board of Trustees și echipa diplomatică de la Berlin, Excelența sa David Saranga, ambasadorul Israelului în România și președinte onorific al Laudereut Board of Trustees, domnul Andrei Kovács, director al Asociația 1700 de ani de viață evreiască în Germania, Excelența sa Adrian Cioroianu, profesor istoric, ambasador și fost reprezentant al României la UNESCO, membru al Laudereut Board of Trustees, actrița de renume mondial, Maya Morgenstern, director al Teatrul Evreiesc de Stat din București, alături de echipa instituției, Orchestra Metropolitană București, Bagheta, dirijorului și directorului artistic Daniel Jinga, director al Operei Naționale București. Anvergura acestui proiect este posibilă cu implicarea unor largi echipe de susținători și promotori ai proiectului care i-au înțeles necesitatea culturală și impactul educațional la nivel național și internațional. Mulțumim mult Ministerului Culturii Național, Ministerului Afacerilor Externe din Germania, Institutului Cultural Român, Televiziunea Română, SNSPA, Muzeul Național de Artă al României, Adevărul, Revista Istorie, World Zionist Organization, Habonim Dror Germania, precum și Fundația Michael and Veronica Schmid, cu ajutorul căruia cultivăm cultura și limba germană în cadrul Complexului Educațional Laudereut, de mulți ani, fiindu-ne parteneri prin Laudereut Board of Trustees. Tuturor elevilor, studenților și profesorilor din România, Germania, Israel, Universitatea București, Universitatea Iași, SNSPA, școlile și liceele din București, Timiș, Craiova, Iași, Sibiu, Argeș, Prahova, Constanța și alte 20 de orașe românești,
precum și din Frankfurt, München, Berlin, Tel Aviv, Haifa, Ra'anana. Dragi elevi și studenți, mulți stimați public larg, iubitori de istorie și cultură, proiectul care acum începe se va încheia cu o frumoasă carte a acestui celebrări, în care ne vom bucura să regăsim cele mai inspirate impresii și gânduri ale voastre, inserate în maximum 500 de cuvinte despre evenimentul unic la care avem șansa de a fi martori. Colecția Martor va fi lansată în primăvara anului viitor, după finalizarea proiectului, fiind concepută de istoricul și profesorul Adrian Cioroianu, alături de jurnalista Monica Strava. Iar ecourile sale se vor transmite în viitor pentru cel puțin alți 1700 de ani. Sănătate tuturor și să pornim la drum prin cei 1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană. This project is broadcast internationally. Therefore, I will switch the moderation task to English. As this project focuses on the Jewish ancestry in Germany, what better way of starting it than taking a tour of some of the most representative Jewish landmarks and sites in Berlin? Our host on this wonderful journey is His Excellency Emil Horzianu, Ambassador of Romania in Germany, who will so gracefully guide us throughout the four sessions of our project. With no further ado, let's take a first step. Your Excellency, please. Cu permisiunea dumneavoastră, vom sta de vorbă în acest mic episod, chiar în biroul ambasadorului României la Berlin. E vorba de o clădire pe care ați cunoscut-o deja din exterior, construită la începutul secolului al XX-lea, în 1906, în plină perioadă Wilhelmină. Este perioada celui de-al doilea imperiu, cu Wilhelm al II-lea, împăratul Germaniei, pe tronul Reichului. Germania e în plină expansiune economică. După guvernarea lui Bismarck, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un regim quasi-liberal, tolerant pentru minoritatea evreiască, se poate consemna fără niciun fel de problemă. Este și perioada când, ca la Viena, mulți evrei din Galiția, îndeosebi din estul Europei, se îndreaptă spre marile orașe în plină dezvoltare. În cazul nostru, spre Berlin. Evreii au aici, la Berlin, un centru important, unul dintre cele trei mari orașe ale Germaniei, care și-au păstrat în timp numărul mare de locuitori evrei. După Köln, München, Frankfurt, bineînțeles, avem de-a face și cu Berlinul. V-am introdus acum în biroul ambasadorului din cel puțin două motive. Clădirea, deci biroul în interiorul ei, construită în 1906, se află în suburbia Dorotea. Este unul dintre cele mai vechi cartiere ale Berlinului. Vă arăt aici o fotografie foarte interesantă. Este în mijloc. Se poate vedea înconjurat de ruine clădirea ambasadei. A fost o clădire de poștă, o clădire care printr-un miracol a rămas neatinsă de bombe și care încet și sigur, conservată aici, în mijlocul unor ruine, a ajuns în anul 2000, statul român a cumpărat această clădire,
care a fost foarte bine restaurată și care este astăzi, până astăzi, unul dintre monumentele emblematice, cele mai reprezentative ale României din Europa și din întreaga lume. În 1953 avem de-a face cu o insurecție a berlinezilor, a muncitorilor îndeosebi, care începe nu departe de aici, în Leipziger Strasse. Mii de muncitori, oameni, protestează împotriva condițiilor de muncă, tancurile sovietice îi îndepărtează, mor mulți oameni atunci. Este, de fapt, primul protest antisovietic și anticomunist din blocul sovietic, instaurat după al doilea război mondial, în țările din estul Europei, sud-estul Europei și în România. În fotografia aceasta vedeți clădirea ambasadei înconjurată de ruine, se vede doar Friedrichstrasse Bahnhof, gara iconică a Berlinului din multe puncte de vedere, vom afla și de ce în cursul acestor episoade de evocare, iar în jur sute de tancuri sovietice parcate în așteptarea intervenției. Ne aflăm în biroul central al acestei clădiri astăzi. Aici, în perioada RDG, pentru că suntem în partea estică a Berlinului, nu departe de noi este zidul care dădea spre vestul Berlinului, funcționa un fel de releu de televiziune care prelua meciurile de hockey, să zicem, dintre Cehoslovacia și Uniunea Sovietică și le transmitea prin satelit în țările frățești. Am vrut să evoc dintr-un birou al diplomatului român la Berlin, personalitatea a trei personaje extrem de interesante. Încep cu Frank Foley. Frank Foley este capitan în primul război mondial, este un om care vorbește perfect franceza și germana, face școli bune. După primul război mondial, intră în Ministerul de Externe al țării lui, în serviciul de intelligence și ajunge în Franța la începutul războiului, celui de-al doilea război mondial, și apoi în Germania. Lucrează ca șef al biroului pentru eliberarea vizelor. După 1933, el e de aici, de la începutul anilor 30, după 1933 se declanșează persecuția și deportarea evreilor, împotriva evreilor, deportarea lor, confiscarea averilor. Statul nazist acceptă într-o primă perioadă până către sfârșit, până după începerea războiului, până 1941-42, emigrarea evreilor din Germania în condiții foarte oneroase. Trebuiau să achite 25% taxă într-o bancă agreată de naziști din averea lor declarată, vizele costau imens. Deci o viză pentru Marea Britanie bunăoară, pe care trebuiau să o plătească statului nazist, era echivalentul cu salariul pe un an al șefului secției consulare britanice la Berlin. Acest Frank Foley eliberează vize pentru evrei atunci când ei erau disperație că nu aveau bani, fie că nu aveau voie să plece, făcând parte din familii mixte și atunci n-aveau voie să emigreze. Din tot felul de motive, evrei țintuiți pe loc pe care îi aștepta lagărul de concentrare și moartea. În felul acesta, între 1931 și 1941, 10 ani acest om conduce oficiul pentru vize, oficiul consular, practic, separat pe vremea aceea de ambasada britanică din Berlin. Mii de oameni se bucură de șansa pe care le oferă acest om, care, încălcând deseori regulile, chiar regulile propriului stat, procură acestor oameni vize. Avantajul lui este că vorbește foarte bine germana și cunoaște de multă vreme și oameni din aparatul de stat și polițienesc german. Își impune punctul de vedere și până la sfârșitul războiului va fi unul dintre îngerii salvatori, așa cum Raoul Wallenberg, care este cel mai cunoscut, sau Schindler aici în Germania, mai ales după filmul făcut de Steven Spielberg despre el, acum aproape 30 de ani, și Foley face parte dintre drepții între popoare recunoscuți de Israel în dată după al doilea război mondial. În perioada în care Foley, în numele statului britanic, mulți dintre evrei pe care i-a ajutat plecând spre Marea Britanie, care și-a deschis granițele spre ei, și din Marea Britanie, eventual mai departe, în Australia, în Canada, în Statele Unite. Alături de Foley, în aceeași perioadă, cu siguranță s-au cunoscut,
acționează tot ca funcționar consular și Ciune Sugihara. Ciune Sugihara este, așa cum indică numele, japonez. El are o experiență diplomatică bazată pe expertiză lingvistică foarte temeinică. Știe perfect chineza, știe rusește, pentru că lucrează la începuturile lui în Manciuria, în sud-estul Siberiei, nu? La granița cu China și nu departe de Japonia. Ajunge funcționar în Europa și pentru că știe bine limba, după pactul Ribbentrop-Molotov, când Polonia și țările Baltice și Basarabia și Bucovina sunt împărțite între al treilea Reich și Stalin și Uniunea Sovietică, e repartizat la Kaunas, în Lituania, unde erau foarte mulți evrei. Mulți dintre ei veniți de-a lungul timpului prin izgoniri repetate, de altfel din Germania, din vestul Germaniei. Și acest om, Sugihara, Ciune Sugihara, la fel ca Frank Foley, ca Raoul Wallenberg, le procură vize, le face vize și atunci când îi se termină cerneala, le falsifică vizele, le falsifică timbrul sec al statului japonez de această dată. Împreună cu un diplomat olandez, asigură un fel de culoar de trecere prin Finlanda și apoi prin Siberia, mai departe spre Japonia, a acestor emigranți evrei. O face la timp, pentru că după începutul operațiunii Barbarossa, declanșarea războiului, ofensivei germane în Uniunea Sovietică, Lituania, Kaunas, intră în zona sovietică și în zona germană și atunci, în mod organizat și sistematic, din nefericire, toți evreii sunt deportați în lagăre. Omul acesta a salvat 10.000 de evrei la rândul lui, spre deosebire de Frank Foley, care era britanic, supus la majestății sale. Ciune Sugihara venea dintr-o țară înscrisă pe axă, alături de Germania nazistă și Italia lui Mussolini. Serviciile lui nu îi sunt recunoscute decât foarte târziu. Printr-o întâmplare, un atașat economic al ambasadei Israelului în Japonia după al doilea război mondial a fost fiul părinților salvați printr-o viză de către Sugihara. Și în felul acesta, omului se recunosc meritele, este invitat în Israel și se recunosc meritele cu mult înainte în Israel și Statele Unite decât în Japonia și este unul dintre drepții între popoare. El, de la Kaunas, ca pedeapsă, pentru că s-a aflat că dă vize prea ușor, salvând evrei, dar era în serviciul statului japonez, ajunge la Praga și de la Praga, 2 ani, stă la București. Este șeful oficiului consular al ambasadei Japoniei la București. Face aceleași lucruri bune și la București, în măsura în care reușește. Intră ruși în România, avem 23 august 44, soția lui, care l-a ajutat mult în aceste operațiuni, e surprinsă undeva în țară și este apărată, protejată de soldații români, care încă nu întorseseră armele împotriva rușilor. În fine, este arestat de ruși, trimis în Siberia, stă acolo 18 luni împreună cu familia închis și în cele din urmă ajunge în Japonia, unde vinde becuri din ușă în ușă înainte de a-și recâștiga drepturile. Nu va mai fi primit niciodată în serviciul diplomatic al țării sale. Avem acum al treilea personaj mai cunoscut nou în România. E vorba de Constantin Caragea. Se naște la începutul secolului al XX-lea, într-o familie foarte interesantă. Este urmașul marii familii princiare, aristocrate, Caragea, Caragea Vodă, nu? Între precursori. Tatălui era ministru plenipotențiar și diplomat în slujba porții, în slujba Istanbulului. Era și pașă, iar mama lui este suedeză, o femeie blondă cu ochi albaștri, fiica unui comandor suedez. Se naște la Haga Constantin Caragea, pentru că acolo tatălui își ducea la îndeplinire rolul diplomatic. Caragea învață daneză, norvegiană, suedeză, finlandeză, greacă, latină, germană, franceză, italiană, spaniolă. Face școli în Marea Britanie. La începutul războiului, după primul război mondial mai exact, intră în serviciul diplomatic al României, la început la Budapesta, consul și în alte părți. Iar între 1931 și 1941, 10 ani, deci aproape îl concurează pe Foley,
este șeful consulatului general al României, al regatului român din Berlin. După 1941 este retras la București, este însurat tot cu o principesă, Caragea, o verișoară mai îndepărtată, și ajunge directorul Direcției Consulare în Ministerul de Externe între 42 și 44. În 44 este izgonit din minister, ca toți angajații. Vișoianu, noul ministru, după arestarea lui Antonescu, deci în România, post-armistițiu cu Uniunea Sovietică, îl reangajează Ministerul de Externe, dar în 46 Tătărescu, noul ministru, este obligat să-l dea afară. Omul moare în 1950 în mizerie. Nu îi se recunoaște pensia. Era membru al Academiei Române din 1946. În 48 se desființează și Academia. În 50 se prăpădește la București. Un savant este autorul unor foarte importante cărți despre incunabulele românești și istoria României, Ștefan cel Mare, istoria medievală a României, prezentă în documente germane. Cărțile lui au apărut și în Germania și în România. Este și entomolog și are o imensă colecție pe care o donează Academiei Române la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Întâmplarea a făcut să fiu coleg mai mulți ani la Europa Liberă, la Radio Europa Liberă, la München, cu nepotul lui, care se numea tot Constantin Caragea și care avea o alură de suedez, semăna cu bunica lui, ne povestea mereu despre ce e vorba, cum îi se explică trăsăturile. Constantin Caragea, nepotul, a fost multă vreme actor, a jucat în filmele de capă și spadă ale anilor 60 și 70 la București, după care s-a însurat cu fata unui conte bavarez și s-a stabilit în Germania, fiind producător la Europa Liberă. S-a prăpădit și el acum câțiva ani. Constantin Caragea, și când e șeful secției consulare la Berlin, și când ajunge directorul Direcției Consulare la București, în Ministerul de Externe, salvează prin intermediere, prin facilitarea obținerii vizelor, mii de vieți de evrei. Îi se datorează viața. Mulți îi datorează. În 2005 de-abia este recunoscut ca drept între popoare. Aici, în acest birou, a avut loc prima întâlnire între ambasadorul Israelului, care l-a vizitat pe ambasadorul României. De atunci, al Berlinului, i-a remis documentul oficial de recunoaștere ca drept între popoare al lui Constantin Caragea. România, Israelul, valorile europene, toleranță, ale iluminismului, nu? Democrația liberală împărtășește aceleași valori, îi datorează imens. Și ceea ce mi se pare interesant este faptul că acești oameni au avut la un moment dat o plajă comună de intersecții. Frank Foley, cu siguranță, în cei 15 ani cât a stat la Berlin, l-a întâlnit pe Constantin Caragea. Nu știu dacă au știut unul de celălalt și dacă au lucrat vreodată în complicitate atunci când au dat vize peste rând împotriva dispozițiilor statului nazist și împotriva dispozițiilor propriilor state evreilor aflați în suferință. Sunt convins că atunci când a condus direcția consulară în Ministerul de Externe la București, între 42 și 44, l-a întâlnit în mod necesar pe Chiune Sugihara, care era șeful consulatului japonez din capitala României. Nu știu dacă și-au vorbit vreodată și și-au mărturisit faptele bune. Dar dacă n-au făcut-o, ei în orice caz se întâlnesc astăzi în panteonul îngerilor păzitori. România, mai ales la nivelul, să zic așa, diplomatic și editorial, i-a dedicat în anul 2017 această foarte interesantă carte, Diplomați români în slujba vieții, Constantin Caragea și salvarea evreilor români din Europa în timpul celui de-al treilea Reich, 1933-1944, cu o prefață și în limba engleză, o carte apărută sub auspiciile Ministerului de Externe, Institutului Bariciu din Cluj și ale Academiei Române. O recomand, este foarte interesantă. Dacă primii doi, Frank Foley și Chiune Sugihara, sunt personaje notori în Germania astăzi, bineînțeles în Israel, fiecare dintre ei, Foley și Sugihara, are străzi sau parcuri sau
știu, instituții publice care le poartă numele. Constantin Caragea e mai puțin cunoscut în Germania. E cunoscut din ce în ce mai mult în Israel. Ar merita să fie foarte cunoscut și deseori evocat în România. Acești oameni excepționali au jucat un rol important în perioada cea mai critică a istoriei evreilor în Europa, în Germania, dar nu numai în Germania. Despre primii doi scrie, de exemplu, Sir Robert Cooper, care este unul dintre cei mai interesanți, fost diplomat britanic, care este unul dintre cei mai interesanți autori de memorii diplomatice. Ultima lui carte se numește The Ambassadors, Thinking About Diplomacy from Machiavelli to Modern Times. Merită, dacă dați peste ea, să o citiți cu atenție. Ultimul capitol este dedicat celor doi diplomați, Frank Foley și Ciune Zugihara, care s-au opus Holocaustului. Aș fi vrut ca și Constantin Caragea să facă parte din acest ultim capitol al cărții sale, dar nu-i nimic, dacă Caragea nu figurează în memoriile lui Sir Cooper, își va găsi locul pe care îl merită în alte scrieri, așa cum s-a întâmplat aici, în acest tom important apărut în România acum 3 ani. După congresul de la Berlin, de fapt, se stabilesc aceste relații diplomatice la rang de ambasadă. Unul dintre primii diplomați l-am numit pe Eminescu, este Eminescu, dar se întâmplă ca pe vremea aceea să nu fi fost o ambasadă, ci doar o legație. Am aici una din scrisorile pe care o adresează ministrului de externe la București. E un facsimil, o copie. El a fost secretarul delegației a lui Theodor Rossetti, care era ministrul României la Berlin. În această scrisoare el cere, așadar, în 1873, cărți și reviste din România, pentru ca ele să fie expuse aici, nu departe, în spatele ambasadei, în clădirea bibliotecii comunale a Berlinului, cu acces liber în acea vreme. Thank you so much, Your Excellency, Ambassador Emil Horoziano. It is wonderful for us to be able to visit Berlin, at least virtually now, and to enjoy the stories of the Jewish people living in this multiculturally vibrant city. We are sending you deep appreciations for welcoming us always so generously into your vast knowledge of history and culture. We are eagerly waiting for the future stops taking place during coming sessions. With us today, live from the Lauterhut studio, but also from abroad, we have important guests whom I am honored to introduce to you. I invite Mr. Bogdan Gheorghiu, Minister of Culture in Romania, to share his message to the public. I must mention our project is listed under the patronage of the Romanian Ministry of Culture, which brings us great respect. Your Excellency, please. Thank you, Tova. Mulțumesc și felicitări pentru tot ceea ce faceți cu această minunată instituție, Lauterhut. Anul acesta celebrăm 1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană prin implicarea Ministerului Culturii într-un proiect inițiat de către Ambasada Germaniei în România și organizat cu ajutorul Ambasadei României în Germania și a Complexului Educațional Lauterhut. Scopul este admirabil, deoarece acest proiect își propune să educe în spiritul toleranței și multiculturalității elevi din România, Germania și Israel. Istoria nu a fost mereu dreaptă și fără a o privi cu luciditate, riscăm să o repetăm. Dincolo de astfel de proiecte, este nevoie de mai multă educație, chiar și în școli, deoarece lipsa informațiilor duce la apariția prejudecăților. Trebuie să fim conștienți că toate comunitățile evrești din toată lumea au conturat și cizelat cultura din care au făcut parte. Pictura sau sculptura ar fi mai săracă fără Victor Brauner, Constantin Daniel Rosenthal, Arthur Segal sau Iosif Iser. Literatura nu ar mai fi fost aceeași fără Paul Celan,
Nicolae Steinhardt, Elie Wiesel, Gelu Naum, Tristan Tzara sau Mihail Sebastian. Iar critica literară românească ar fi avut de suferit prin lipsa lui Tudor Vianu. Sunt doar câteva personalități care au avut o contribuție importantă în cadrul domeniilor în care au activat și cărora le suntem recunoscători pentru munca depusă. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Bogdan Gheorgheu, Minister of Culture in Romania. 1700 years of Jewish history and culture are celebrated this year nationwide in Germany and worldwide as well. Therefore, the most appropriate personality to share thoughts about the reasons and necessity behind it, both in Germany and beyond its borders, is Dr. Felix Klein, the Federal Government Commissioner for Jewish Life in Germany and the Fight Against Antisemitism, whose message we are ready to receive with eagerness and appreciation. Your Excellency, please. Pleasure for me to give this welcome address today to mark the opening of a series of four events in Bucharest which will be broadcast all over the world. 1,700 years of Jewish life in Germany. I'm especially delighted that so many students at Romanian schools, but also at schools in Israel, Germany, Finland and Argentina are taking such a keen interest in this topic. I imagine two questions might have crossed your minds. First, why are we celebrating #2021JLID, the anniversary year 2021 Jewish life in Germany? And second, why do we want to draw attention to this beyond the borders of Germany, such as here in Romania? Let me try to give some answers to these two questions. After the Nazis murdered more than 6 million Jews in the Holocaust, the future of Germany's remaining Jewish community was in doubt. Today, more than 75 years after the atrocities and horrors of the Shoah, it is still nothing less than a miracle that Jews regard Germany as their home again, that they have come from mainly Israel and the countries of the former Soviet Union, but also from the US and other countries in Europe, to live here in Germany. We are both grateful and humbled by this. When Federal President Frank-Walter Steinmeier launched #2021JLID, he called the return and immigration of Jews to Germany an amazing gift, ein unermessliches Glück for our country. So, the first reason why we celebrate this is because Jewish life has returned to Germany and is actually flourishing. The second reason is that Jewish life in Germany goes a long way back in history, a fact we call to mind all too rarely. In the year 321, Emperor Constantine authorized the appointment of Jews to positions in the Curia and the city administration of Cologne, the oldest document that proves the existence of Jews north of the Alps. Despite these centuries of living together, elements of Jewish culture are still often regarded as different or foreign, are being dismissed, misunderstood, or defamed. We consider this Jubilee year as a chance and at the same time an obligation to demonstrate that Jewish religion, traditions, and symbols are an integral part of our shared culture in Germany and in Europe in all its facets. The festival year is a unique opportunity to learn about one another and thereby counteract stereotypes and anti-Semitism. This brings me to the second question. Why do we want to draw attention to #2021JLID beyond the borders of Germany, such as countries like Romania?
Stereotypes surrounding Jews and anti-Semitism are, unfortunately, ubiquitous. There have been heinous attacks against Jews in Germany and other countries across the world. During the ongoing COVID-19 pandemic, for instance, even conspiracy theories, I would rather call them what they really are, evil defamations, have emerged which claim that Jews are profiting from the pandemic. We have to take a united stand against these spiteful narratives and to show that we cherish our Jewish citizens as part of our communities and our societies. They have been part of German and European culture for many centuries. The achievements of Jews over the years in the fields of, for instance, philosophy, science, economics, art and culture shape our lives still today in Germany and everywhere in Europe. I am therefore overwhelmed by the efforts of the Lauder Reuth School, together with the Romanian Ministry of Culture and many other partners, to host this series of events focusing on Jewish music, history and art, and showcasing the manifold contributions Jews have made to culture and society, not only in Germany, but also in Romania. I am sure that the students involved in 1,700 years of Jewish life in Germany will not only learn about the richness of Jewish culture, they will also learn to guard against prejudices and stereotypes and hopefully to take a stand when those with illiberal views try to attack the values from which we have all profited. Global mindedness, open and diverse societies, and harmonious coexistence. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Felix Klein, Federal Government Commissioner for Jewish Life in Germany and the fight against anti-Semitism. Our project is created and organized by the Magna Cum Laude Reuth Foundation at the amazing initiative of the German Embassy in Bucharest, His Excellency Ambassador Kurt Meyer Claude and diplomatic team. Therefore, I invite Your Excellency to share with us some of the insights of this special celebration meant to ingrain the values of tolerance and multiculturalism in the young generation. But before I will give you to speak, I would like to welcome our friend, Maya Morgenstern, the director, the head, the international personality of the Jewish theater in Romania. His Excellency, please. Stimate domnule ministru, liber Felix Klein, stimați colegi ambasadori, draga tova benun, dragi participanți, bună ziua tuturor, guten Tag allerseits. În primul rând, vă mulțumesc tuturor din suflet, în special vouă, elevelor și elevilor de la peste 20 de școli din România, Israel și Germania. Vă mulțumesc pentru interesul arătat acestui proiect deosebit. 1700 de ani de viață și cultură evreiască în Germania. De ce sărbătorim această aniversare chiar și aici în România? Pot să vă dau cel puțin 3 răspunsuri esențiale. 1. Pentru că viața evreiască ne unește. Avem o foarte lungă tradiție comună a culturii evreiești în țările noastre. În Germania există dovezi scrise încă din Evul Mediu, iar în România găsim minunate mărturii arhitectonice, de exemplu Templul Coral din București, sinagogile din Iași, Oradea și multe alte colțuri ale țării. 2.
pentru că 1700 de ani de viață evreiască reprezintă un puternic simbol al victoriei culturii și civilizației asupra barbariei și morții. Cu siguranță ați învățat deja la orele de istorie că Holocaustul, pogromurile și deportările concetățenilor evrei din perioada nazistă nu doar că au răpit viața a milioane de evrei, ci au și distrus în mare parte cultura evreiască din țările noastre. Totuși, vedem astăzi că viața evreiască este din nou prezentă la noi, este diversă și plină de culoare. Ceea ce, după ororile trecutului, mi se pare, mai ales în Germania, o mică minune. Și aici, în România, cultura evreiască este vie și activă. De exemplu, la Teatrul Evreiesc de Stat din București. Îi mulțumesc din inima doamnei Maia Morgenstern pentru sprijinul acordat în deschiderea acestei serii de evenimente. Și faptul că avem și un viitor plin de speranță ne arată, nu în ultimul rând, școala Laudereuth. Îi sunt profund recunoscător doamnei director Tova Ben-Nun pentru că a rezonat atât de spontan cu ideea noastră de a sărbători acest jubileu special. Mai mult decât atât, a transformat această idee în ceva grandios, o serie de 4 evenimente și o rețea școlară internațională. Și 3, pentru că dorim să transmitem prin acest proiect un mesaj de multiculturalitate și înțelegere între popoare. Cu cele 12 minorități naționale recunoscute, România a fost de-a lungul secolelor un fel de comunitate europeană timpurie. O parte din minoritatea germană se află pe actualul teritoriu al României de peste 800 de ani și cultura evreiască face parte din această diversitate la fel de foarte, foarte mult timp. Dragi prieteni, cum am spus, 3 motive pentru care sărbătorim împreună 1700 de ani de viață evreiască în Germania. Dar haideți să tragem învățăminte nu numai din capitolele frumoase ale istoriei, dar mai ales din cele îngrozitoare. Și cui îi revine cel mai important rol în acest context? Cred că vouă, eleve și elev. Va fi în mare parte responsabilitatea voastră ca această diversitate culturală să crească și să înflorească și în viitor și ca groaznicele capitole ale istoriei să nu se repete. Urez tuturor, dragi prieteni, experiențe cât mai interesante și, în același timp, desigur, și distracție plăcută. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vielen Dank, alles Gute, mult succes! Thank you! Thank you deeply, Your Excellency, called Mayor Cloud, Ambassador of Germany in Romania. The Laudereuth School and Foundation are honored to be beacon of this celebration in Romania and to establish a network
of educational and cultural institutions to take further the message of understanding and cooperation between people. There is undoubtedly a deep-rooted connection between Israel, the current land of the Jewish people, and the Jewish heritage in Germany. His Excellency David Saranga, Ambassador of Israel in Romania, is proud to share it with us. Your Excellency, please. Mulțumesc, Tova, doamna Maia, prietena mea, mă bucur să fim alături de dumneavoastră. Stimați invitați, mă bucur să celebrăm împreună 1700 de ani de viața evreiască în Germania. Contribuțiile vaste pe care comunitatea evreiască din Germania le-a avut în domeniul literaturii, artelor, politici, industriei, științelor naturii sunt deosebit de valoroase. Povestea evreilor germani este una aparte, cu rădăcini vechi care trebuie dusă mai departe. O poveste care detează din secolul IV, așa cum apare într-un decret emis de împăratul roman Constantin, care a permis evreilor să ocupă funcție publice în colon. O poveste marcată de convițuirea, prosperitate, dar și de umilințe și distrugere, care a modelat cultura și societatea germană. Aș dori să mă concentrez pe două elemente cheie care leagă trecutul și prezentul, integrarea și multiculturalismul. Motivul pentru care evrei au avut succes în Germania este integrarea lor în cultura locală. Atât identitatea germană cât cea evreiască au fost asimilate, o manifestare care a dus uneori la atitudine și mișcare intelectuală divergente, de la asimilarea radicală la zionism. În exterior, era proiectată o prezență germană, în timp în ce casele lor s-a menținut stilul de viață evreiesc. Nu de fiecare dată procesul lor de integrare a fost pe deplin acceptat de societatea germană. De-a lungul secolului au existat numeroase încercări de distrugere a comunității evreiești, de la persecuțiile din timpul crucedilor, la sentimente antisemite și o ură motivată rasial, până la tragedia Holocaustului. În ciuda brutalității istoriei, astăzi, Germania reprezintă acasă pentru una dintre cele mai vibrante comunități evreiești din Europa. Noile generațiile continuă să împărtășească acest sentiment apartenențe la societatea și cultura Germania. Mulți tineri israelieni vizitează Berlinul și alte orașe, mergând pe urmele unei nevoie de reconectare cu locul în care au trăit strămoșii lor. Unii care aleg să rămână în Germania și să se bucură de atmosfera culturală, socială și academică vibrantă. Fiecare oraș german are o bogată moștenire evreiască, care permite această legătură specială între popoarele noastre. Legătura dintre Israel și Germania prin acest element evreiesc este vizibil și astăzi în frumoasa arhitectură din Tel Aviv. Cunoscut drept capitala Bauhaus, acest oraș construit de imigranți evrei poartă semnele unei conexiuni puternice. Bauhaus a originat în Germania, dar a modelat o nouă societate în Israel. În prezent, mai multe societății se bucură de multiculturalismul. Israelul are o societate multiculturală, o statură
regăsită în ADN-ul nostru. O țară tânără de 73 de ani, construită de idei, talente și oamenii din toate colțurile lumii, uniți într-un singur tot. Iar acest mix de culturi și moștenire este cu adevărat unic. În ciuda trecutului, cu momentele bune și teribile, această punte între oamenii a modelat o relație puternică între Israel și Germania. Acum, când curentele antiglobalizare și anti-imigraționiști sunt în creștere, trebuie să întărim rolul societăților diverse și multiculturale. Istoria ne-a arătat abisul și oroare în care umanitatea poate cade. În loc să perpetuăm ura, trebuie să creăm punți ale prietenie între generații, religii, culturi și comunități. În cei 1700 de ani de reprezentanta evreiască în regiunea Rinului, constituit un motiv extraordinar de celebrare, de aducere aminte și de asigurare a unui viitor comun. Vă mulțumesc! Gratitude, Your Excellency David Saranga, Ambassador of Israel in Romania. We strongly believe in multiculturality and tolerance, and we profess these values. And now, we invite everyone present to a history, music, and theater joint performance with the participation of His Excellency Ambassador Adrian Soriano, historian and professor, actress of the international stage Maya Morgenstern, and the artist of the Bucharest Jewish Theater, the Bucharest Metropolitan Orchestra, conducted by Daniel Zhinga. Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia, o noapte dă de știre alteia și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor ajunge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Soarele răsare la un capăt al cerurilor și isprăvește drumul. În celălalt capăt, nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără de prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului
sunt curate, ci luminează ochii. Judecățile Domnului sunt adevărate și toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât aurul curat, mai dulci sunt decât mierea și decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine ne păzește, răsplata e mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de trufie, să nu stăpânească ea asupra mea. Atunci, de-abia atunci, voi fi fără de prihană. Nevinovat voi fi de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele. Primește cu bunăvoință cugetările inimii mele. Doamne, stânga mea, izbăvitorul meu. For the leader, a psalm of David. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night revealeth knowledge. There is no speech, there are no words, neither is their voice heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tent for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run his course. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the end of it, and there is nothing hid from the heat thereof. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The ordinances of the Lord are true, they are righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned. In keeping of them there is great reward. Who can discern his errors? Clear thou me from hidden faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins, that they may not have dominion over me. Then shall I be faultless, and I shall be clear from great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before thee, O Lord, my rock and my redeemer. Dragi prieteni, există o interesantă asemănare între comunitatea evreilor din spațiul german și comunitatea evreilor din spațiul românesc. Istoricii spun că în Europa Centrală și în egală măsură pe teritoriul Germaniei și Austriei de astăzi, ca și în spațiul României de azi sau ale Europei Centrale, primele comunități de evrei stabilite aici au venit din Imperiul Roman. Ca urmare a cuceririlor imperiale, evreii s-au stabilit în ceea ce romanii numeau Germania Superior și Germania Inferior, sau, în cazul nostru, în Dacia romanizată. Datele precise ale stabilirii acelor prime comunități de evrei în Europa Centrală nu se cunosc. Totuși, se știe că în jurul anului 200 după Hristos, majoritatea poporului evreu locuia deja în afara Israelului antic, de unde plecase în urma reprimării de către stăpânirea romană a mai multor răscoale,
precum Marea Răscoală din anul 60 de după Hristos sau Răscoala condusă de Simon Bar Coba după anul 130 după Hristos. Aceste răscoale ale evreilor au fost reprimate cu duritate. Atunci, tot mai multe comunități de evrei aveau să se stabilească în afara Israelului antic și printre zonele migrației lor s-au aflat și Europa Centrală și Europa de Sud-Est. Enciclopedia Iudaică precizează că prima atestare documentară a unei comunități de evrei, o comunitate mare și bine organizată în spațiul german de azi, este din anul 321, adică acum exact 1700 de ani. Această comunitate trăia în orașul Colonia Claudia Ara Agripinensium, care oraș se afla pe râul Rin și atunci era capitala regiunii romane Germania Inferior. Desigur, așa cum ați ghicit, acesta este orașul Köln de astăzi. Acele documente indică faptul că evreii din Köln aveau statutul legal pe care îl aveau evreii de peste tot în Imperiul Roman. Aveau libertate civilă și puteau practica orice ocupație, de la agricultură și comerț până la cămătărie. În schimb, diseminarea religiei evreilor era îngrădită. Das Lied von weißen Bräut. Hitzig Manger. Ballada Pâini Albe. Stehen Mamas in zerrissene Schalen, auf dunkle, uwentige Schwellen, bleiche Gesichter, verloschene Finger, 13 Aposteln finden Hinger. Sind der Uvent über Seer keb die Levune un, wie a weißen Bräut. Strehen die Mamas, verlatterte Händ, treurig zum weißen Bräut gewend. Heilig Bräut, fall in unser Scheus, heilig Weizenbräut, leis ins Eus.
der Hunger knet in unsere Betten, in unsere Kinder nachten Skeletten. Flattert die Lewune über alle Fenster, über Kinderkepp, über Nachtgespenster. Schmeicheln beim Schein von einem weißen Bräut die Kinder, in Starben, a gringen Teut. Verbrennt die Lewune in Tai ihre Strahlen. Lewune, wo's gehen für den Himmel nicht fallen. Stehen Mamas auf Schwellen gebeugen, in zerrissene Schalen, mit verloschene Augen. Comunitatea atestată în anul 321 e considerată a fi de tip Ashkenazi, iar limba care s-a dezvoltat în secolele următoare, în această diasporă evrească din centrul și estul Europei, a fost limba Yiddish, o limbă cu bază germanică și cu elemente vechi ebraice, aramaice sau slave. După anul 455, partea de vest a Germaniei de azi, inclusiv orașul Colonia sau Köln, a fost cucerită de triburile francilor. Cu timpul, conducătorii bisericii catolice au încercat să răstrângă drepturile civile sau sociale ale evreilor, dar regii merovingieni, în general, au respectat statutul social tradițional al evreilor, iar în timpul împăratului Carol cel Mare sau Charlemagne, primul unificator al Europei, evreii europeni nu erau chemați în armată și treptat ei s-au specializat în profesii comerciale și financiare, precum practicarea cămătăriei pe care biserica o interzicea creștinilor. De asemenea, știm că delegația diplomatică pe care Carol cel Mare a trimis-o la califul din Bagdad, Harun al-Rashid, avea ca interpret un evreu european. După Carol cel Mare, în timpul primilor regi carolingieni, evreii din Germania și Franța nu aveau restricții în activitățile lor, în principal comerciale, dar cu timpul au trebuit să plătească taxe mai mari decât locuitorii creștini. În jurul anului 1000, studiile așa numite halachice, adică studierea legilor religioase iudaice, au luat un mare avânt. Emeritul unui mare intelectual și rabin pe nume Gershom ben Iuda, care a trăit între anii 960 și 1040 în orașul Mainz din Germania de astăzi. Gershom ben Iuda este considerat a fi fondatorul studierii Talmudului pe teritoriile din Germania și Franța de astăzi și el a lăsat în urma sa o operă impresionantă, impregnată de umanism, de principii juridice moderne și de o mare toleranță. Din acest motiv, Gershom ben Iuda a fost numit de către evreii europeni, după moartea sa, Lumina Exilului. Thank you.
spectacular and unforgettable moments. Let's give a warm round of applause to His Excellency Ambassador Adrian Choroianu, historian and professor, to Mrs. Maya Morgenstern, actress of the international stage, and her colleagues, artists of the Bucharest Jewish Theater, and, of course, Daniel Zhinga, and the Bucharest Metropolitan Bravo. Orchestra he conducts. Bravo, bravo, bravo. The coordination of this celebratory year is initiated by the Association 321 till 2021, 1,700 years of Jewish life in Germany, whose managing director, Mr. Andrei Kovacs, has joined us today, and I kindly invite to present to us the key points of the anniversary. Your Excellency, please. Hello, bună ziua și salutări din Germania. Dear Ambassador Court Mayor Claude, dear Ambassador David Saranga, dear Minister of Culture Bogdan Gheorghiu, dear Representative Against Antisemitism Dr. Philip Klein, dear Tova Ben Nun Herbis, ladies and gentlemen. It is an honor for me to speak to you in my function as the managing association 321. The association is initiated and is coordinating the festival year 1,700 years of Jewish life in Germany. But why 1,700 years? It was long time ago, during the year 321, when the Roman Emperor Constantine the Great responded to a request from the city of Cologne. He issued an edict that allowed Jews to hold positions in the city council of Cologne and throughout the Roman Empire. As such, this edict represents the first written evidence that proves over 1,700 years of Jewish life in Central and Northern Europe and in the area that is Germany today. And people often ask, what is there to celebrate? These 1,700 years have largely been a history of persecution and murder of Jews. Moreover, only 76 years have passed since the Holocaust, the most horrific and brutal crime ever committed against humanity. Ladies and gentlemen, of course, the Shoah does and must play an important role when talking about Jewish life today and the coexistence between Jewish and non-Jewish people in Germany, as well as in Romania and throughout Europe. The Shoah destroyed the lives of countless families, children, parents, and grandparents. And my own family was among those who suffered great losses. We can and we will not forget. As a result of the Shoah, Jewish life in Germany and Romania was nearly wiped out. Before 1933, Germany was home for around 500,000 Jews. At that time, 760,000 Jews lived in Romania. Between 1933 and 1945, over 6 million Jewish people in Europe were brutally murdered. In 1976, my family and I emigrated from Romania to Germany. At that time, there were only about 25,000 Jews left in Germany and Romania, respectively. That was just 20 years after Leo Beck, a famous German rabbi, stated that the era of Jews in Germany was truly over, once and for all. Was he right? Today, around 10,000 Jews live in Romania. Germany, in contrast, went through a different post-war development. Starting from 1991, numerous Jewish families from the former Soviet Union immigrated to the country. As a result, there are over 150,000 Jews that live in Germany today, and a new generation of Jews is emerging. They are young, they're colorful, diverse, and they are loud. Today, we have a second chance to fight for a future of Jewish life in Germany. And maybe it is the last chance that we get. Antisemitism and conspiracy theories are among the oldest mutating viruses in human history. Unfortunately,
We have not yet found a proper vaccine against them. The virus is still rampant and shows its very ugly face in Germany, in Romania, and in all over Europe. As a father of three children myself, I'm worried about the present and also concerned about the future. Over the past 76 years, did we do enough to fight anti-Semitism and conspiracy theories? Or do we need a different approach? The year of celebration is a great opportunity to try something new, to try something different, to show how we are. Instead of only looking into the past, we direct an optimistic view towards the future. In short, a paradigm shift. A well-known, famous philosopher, Theodor Adorno, once stated, "Anti-Semitism is the rumor about Jews." During the year of celebration, we intend to clear up prejudice and rumors. We take a positive stand against the anti-Semitism that has been gaining ground for so many years. We counter stereotypes with reality. On one hand, this reality is presented by many Jews who contributed to our European heritage. On the other hand, contemporary reality is presented in a new and self-confident generation of young Jews today. The goal of the festival year is to make Jewish life tangible and accessible to a wider public. And this requires respect and empathy. You do not get your neighbors by simply studying their resumes and by visiting their empty living rooms. All of this can only be achieved when the entire society works together. And therefore, we are overwhelmed and thankful by the great support for our festival year by many institutions and the wider public in Germany. For the preparation and execution of the festival year, we and our project partners have received generous funding from the German government, from the Interior and Cultural Ministries, the State of North Rhine-Westphalia, the City of Cologne, as well as numerous additional supporters from various federal states and the German Federal Foreign Office. Despite the coronavirus pandemic, over 2,000 events are taking place in 2021, carried out by around 1,000 project partners across the country. Over 30 dedicated information platforms are created for the festival year. These include websites from radio and television stations, as well as Jewish and non-Jewish educational and cultural institutions and churches. Thank you so much for all this great support that is key to our success. I personally hope that together we can contribute to a new normality between Jews and non-Jews in Germany and Europe, so that one day my children and my grandchildren will be able to say, it is totally normal to be German, Romanian, European, and Jewish, all at the same time. Thank you for your attention. Thank you much, Mr. Andrei Kovac, for the interesting facts highlighted and the best of luck in achieving the goals by the contributing positively with knowledge, respect, and light against the growing anti-Semitism in Germany and Europe. The Lauterhut educational complex takes great pride in teaching the young generations the German language and culture, with the amazing support of the Michael and Veronica Schmidt Foundation, as members of the Lauterhut Board of Trustees. We express gratitude and we invite Mr. Michael Schmidt to bring us his message. Yes, Michael. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragă Tova, domnule ministru, excelențele sale ambasador, domnul Felix Klein, doamnelor și domnilor, prezența evreilor în viața culturală și economică a României a devenit semnificativă începând cu secolul al XIX-lea. Astfel, viața religioasă tradițională, bazată pe structura comunității evreiești, s-a extins după 1918. A fost un moment de răscruce pentru comunitatea evreilor din România, deoarece atunci
s-au pus bazele creierii instituțiilor seculare menite să servească reprezentarea intereselor politice și economice, dezvoltarea educației și culturii evrești. Dacă ar fi să facem un arc în timp, putem spune că eforturile de început ale comunității evrești au fost pe deplin răsplătite de o lungă serie de reușite la dezvoltarea economică și culturală a comunităților în care a existat populație evrească. Îmi amintesc că încă din perioada comunistă exista o bună înțelegere în sprijin reciproc între comunitățile de sași, maghiari, evrei și rom din satele din Transilvania. Prosperitatea acestor mici sate, păstrarea identității culturale a fost strâns legată existența unui puternic filon evreiesc în zonă. În prezent ducem mai departe tradiția comunităților multietnice care au trăit și trăiesc în deplină armonie. Noi, împreună cu soția Veronica, am creat Fundația Michael și Veronica Schmidt acum 10 ani, parte activă în bordul instituției de învățământ de prestigiu, Laude Roth București. Mai mult decât atâta, fundația noastră organizează săptămâna Haferland, ajuns la 8-a ediție. Este un festival dedicat culturii și tradiției comunităților din țara Ovăzului, unde trăiesc români, sași, evrei și maghiari și rom. Organizarea acestui festival, chiar și în aceste timpuri dificile, este mesajul nostru concret de susținere a oamenilor din satele transilvaniene și de promovare a valorilor culturale și identității istorice a comunităților care continuă să marcheze dezvoltarea României la nivel regional. Armonia în care comunitățile de români, sași, maghiari, evrei și rom continuă să trăiască ne motivează să găsim noi și noi variante de a-i sprijini, de a-i face cunoscut. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în cadrul acestui important eveniment și vă asigur tot respectul și sprijinul și în continuare. Mulțumesc. Mr. Michael Schmidt, we now have a surprise for you and all the participants showing you how well we have accomplished our task together for the future generations, with the Laude Roth students presenting the relevance of the German cultural studies. Im Feminismus vereint. Sidonie war besonders aktiv im Kampf für die Rechte der Frau. Sie setzte sich für die berufliche Qualifikation von Frauen am sozialen und politischen Leben an. In 1904 war sie Mitbegründerin des Jüdischen Frauenverbandes. Kam 1915 half sie bei der Gründung der Hamburger Frauenvereinigung. Sonst ignorierte sie die bestehenden Vorurteile gegenüber Frauen und die deutsch-jüdische Zusammenarbeit und brachte Menschen zusammen, um für das Kämpfen, an was sie glaubte. Herkunft: Sidonie Wendel stammte aus einer frommen jüdischen Kaufmannsfamilie. Sie besuchte eine Schule für Mädchen und ein Seminar für Lehrerinnen. Nach ihrem ersten Unterricht an der jüdischen Grundschule in Altona trat sie den Hamburger Grundschulendienst ein und blieb bis zu ihrer Pensionierung Lehrerin. Der Kampf um die Rechte der Juden sowie die Einrichtung mehrerer medizinischer Pflegeheime wie der Sams für bedürftige jüdische Kinder in Bad Segeberg oder für diejenigen, die im Wickau von Tuberkulose bedroht sind, haben Sidonie Wendel-Heim einen extremen Einfluss eingebracht. Die detaillierte Darstellung der Entwicklung von Organisationen für jüdische Frauen in Deutschland auf dem ersten Weltkongress der jüdischen Frauen brachte ihr in 1917 den Status eines Mitglieds des Verwaltungsrates im Zentralamt für Wohlfahrt für Juden in Deutschland ein und widersetzte sich damit Ungerechtigkeit für die Gleichheit dienen. Die deutsche Perspektive. In den frühen 1910er Jahren verstärkte Werner ihre Bemühungen, indem sie Führungsrollen in einer Reihe anderer Organisationen innehatte, darunter im Stadtverband des Hamburger Frauenverbandes, im Zentralamt für deutsche Juden und im Hamburger Jüdischen Schulverband, wo sie als einzige Frau tätig war vom Rat. Humanitäre Hilfe. In 1893 begann Wendels öffentliche Arbeit als Aktivistin, als sie die Israelisch-Humanitäre Frauenvereinigung mitbegründete.
Sie sorgt dafür, dass sich jeder Bedürftige auch verlassen könnte. In den späten 1920er Jahren gründete sie in Weg ein Heim für Kinder. Ihr Erbe. Heute gilt Sidonie als einer der Pioniere, die die Welt in der heutigen Form geprägt haben. Sie widmete ihr Leben wichtigen politischen Veränderungen und dafür, wir sind, immer mit Liebe in Erinnerung bleiben. Wer war Sidonie Werner? Insgesamt war Sidonie Werner, eine deutsch-jüdische Schülerin aus Polen, eine der ersten Frauen, die sich auf höchster Ebene Gehör verschaffte und sowohl den Feminismus als auch die grundlegenden Menschenrechte sowohl bei den jüdischen Minderheiten in Deutschland wie im ganzen Land förderte. Hallo, mein Name ist Ioana Gheorghe, ich bin in der 12. Klasse und ich studiere im Lauderhut seit 8 Jahren. Hier habe ich in der 5. Klasse meine Leidenschaft für Deutsch entdeckt. Was mir am besten geholfen hat, Deutsch zu lernen, waren die modernen Methoden, die sehr gute Ausstattung der Schule und die engagierte Lehrerinnen. Vor einigen Jahren hat die Lauderhut-Schule ein Austauschprogramm mit der IE Lichtichfertschule aus Frankfurt gehabt. In dieser Woche haben wir nur auf Deutsch gesprochen und hatten viel Spaß, mit den deutschen Schülern zu reden. Diese Erfahrung gab mir die Gelegenheit, mich an der deutschen Kultur und Zivilisation zu begeistern. Ich bedanke mich im Namen aller Lauderhut-Studenten an Herrn Michael Schmidt und Frau Veronika Schmidt, die durch die Michael und Veronika Schmidt Stiftung die deutsche Kultur und das Erlernen der deutschen Sprache innerhalb des Lauderhut-Erziehungskomplexes unterstützen. Wir sind sehr stolz auf diese Erziehungspartnerschaft und die Offenheit zu Deutschland ehrt uns. Im Feminismusverein. We teach and learn many subjects in Lauderhut, but most importantly, we prepare for life with strong values such as tolerance, accepting diversity, fighting against hatred and discrimination. I invite the Lauderhut students to speak for themselves. În cazul mesajelor pe internet, cel mai ușor este să dai report unui mesaj pe Instagram. Orice platformă are acest instrument de report și cel mai ușor este să dai report. În același timp, nu recomand să intri în discuție cu această persoană. În momentul în care alții îl distribuie, nu este un lucru favorabil și în acel moment trebuie să intervenim. Trebuie să încercăm să luptăm ca să se găsească un echilibru și să punem punct acestei situații. Dacă tu nu știi subiectul și comentezi și continui, poți să împarți lucruri greșite și să formezi o chestie care convinge lumea să facă ceva ce e greșit, pentru că tu nu știi. Violența secolului 20 nu mai este specifică erei noastre, dar xenofobismul, antisemitismul și orice ură față de orice popor încă a rămas, cu toate că se manifestă diferit. Sunt o multitudine de informații nou venite și nimeni nu știe cum să gestioneze exact asta. Cel mai bine ar fi să ne informăm atât de pe internet cât și din alte surse, profesori, cărți, reviste de profil și tot. Thank you very much for joining us today, and we are looking forward to our next session on 15 June on a special mission to discover the Jewish music in Germany. Meanwhile, we collect your impressions for the witness collections and also your questions, which will be answered in this book by the participating personalities. You can send them at this address, as you see on the site. And goodbye, and all the best, gratitude and appreciation to everyone. Thank you very, very much.